Vă salutăm de la orașul interzis, Beijing, China. Suntem norocoșii care au prins bilete la orașul interzis. Și uite cum atacăm acum Pichinji, atac! Intră în orașul interzis. Wow, aici doar împăratul avea voie să intre și familia regală. Ia uitați ce porți! Ia uitați ce porți uriașe! Era cât pe ce să o lovesc pe Trina. Mergem. Uitați cât de mare este zidul, cât de gros este zidul către orașul interzis. Practic, noi acum trecem prin zidul orașului interzis, prin poartă. Uitați ce grosime au zidurile orașului interzis. Este un mare privilegiu, puțină lume poate intra aici pentru că sunt foarte puține bilete. Se vând fix cu 7 zile înainte de a intra. Se deschide vânzarea biletelor online la ora 8. La 8 și 2 minute nu mai este niciun bilet din cele 40.000. Deci în maxim 2 minute. Dacă nu prinzi, mai încerci pentru ziua următoare, dar pentru că nu stăm multe zile, avem doar 3 zile la Beijing, foarte greu se poate intra. Și noi suntem norocoșii care au prins bilet la orașul interzis. Am intrat toți 35 de bucăți. Tot grupul nostru intră la orașul interzis. E grozav. Am să vă filmez și am să postez pentru că meritați. Panda vă salută de la orașul interzis. O să pun multe filme. Asta e fază. Este foarte multă fază. Mă duc să nu pierd grupul. Și iată ne ajungi la Palatul Împăratului. Asta e Palatul Împăratului, unde o să șerpuim stânga-dreapta. Mergem să șerpuim după ăștia ca să intrăm. Uite-o și pe Mișa. Da. Tara! Sergiu, uite-l și pe Sergiu cum intră el în Palatul Împăratului. Am filme, poze multe și o să postez fiecare pas ca să vedeți și voi. Pentru că meritați. Uite, intrăm în Palatul Împărat. Hai că mă apuc de șerpuit și după aia vă mai filmez. Șerpuim către Palatul Regal, Palatul Împăratului, de la orașul interzis. Așa, șerpuim cu orașul interzis. Cucu! Cine șerpuiește la fereastra ta? Șerpuiți? Așa, fă cu mâna. Strâmbă-te spate limba. Așa, șerpuim către împăratului. Unii își fac vânt, unii scot limba. Văd o limba acolo sau nu văd? S-a ascuns. Asta, loc să scoată limba, se ascunde. Peste o limbă de pământ. Te filmez, da, tu, ce scoat urmelor, pășune. Uite și pe Sergiu. Schimbă. Spune poezii. Te eminez? Păi da. Uite și pe Mișa două degete ne arată, alea care trebuie, nu alălalt. Al treilea nu știu. Și aici e Panda care vă salută de la Palatul Regelui, împăratului, scuzați-mă. Orașul interzis este enorm. Mai avem de așteptat la coadă. Hai, vă pup!